Să ai acasă o bibliotecă implică anumite cheltuieli. Deși nu este un lux, este o mare bogăție pe care ți-o poți asigura. Cât de dispuși sunt oamenii din Republica Moldova să cumpere cărți? Haideți să aflăm! În последнее время, к сожалению, мы стали редко покупать книги, потому что сейчас больше есть интернетные книги, и это намного удобнее, чем носить большую книгу с собой. Când ați cumpărat ultima dată o carte? Foarte recent, săptămâna aceasta, chiar am doi copii și nu cumpăr cărți. Și care a fost aceea? Diferite cărți educative pentru copii, cu exerciții, cu povești. Da, ați renunțat vreodată la ceva ca să cumpărați o carte? Nu. Я покупаю книги в Librariusе. Și care a fost aceea? Последняя была учебник дополнительный по химии. Dar când ați cumpărat ultima dată o carte? Буквально на днях купила книгу, потому что у меня есть дети. И, конечно, мне все-таки хочется, чтобы наша мелкая подростки наши читали книги, а не сидели много в телефонах или в планшетах. Și care a fost acea carte? Книга была с поэзиями и с нашими стихами. Ce părere aveți? Prețurile din Moldova la cărți sunt scumpe sau nu? Normale. După părerea dumneavoastră, moldovenii sunt iubitori de carte? Sigur. După ce vedeți asta? După aceea câți oameni vizitez în fiecare zi librăria noastră, cam nu-i prea mare, dar în orice caz avem mulți cumpărători. Care este cartea cea mai vândută? La moment, iată, tot ce este cel mai vândut acum la noi, a ieșit o carte nouă cu recete de la blugărița noastră, și chiar se întreabă binișor. În ce sezon vin cei mai mulți cumpărători? Nu, sigur că cei mai mulți cumpărători la noi apar 1 septembrie și în ajunul de anul nou.